Bună ziua tuturor celor care mă urmăriți pe canalul Apicultura de la Vest la Est. 8 august. Vreau să mă duc la roi să vedem ce fac roi după stimulare. Sunt și aici cu căprițele, suntem înainte de a le mulge. Avem aici un țap. Frumos. Și o ieduță. Ciucșu. Ia uitați ce uger are. Ia uitați și asta. Ia uitați ce țâțe are. Bun. Hai să mergem să desfacem câțiva roi. Vedem ce au făcut. După stimulări. A fost o perioadă destul de rece. Am avut pridgori. Ne-au tăvărit pridgorile. Bieții de ei, nu știu dacă mai am albinălăzi. Stăteau aici în pomii, livadă. Dar asta e. Face parte din afacere. N-avem ce face. Hai să desfacem alții. Uite, desfacem pe ăsta și pe el alți doi de acolo. I-am ales aleatoriu, nu? Ține filmul, dar e data. Hai să vedem. Hai să vedem ce avem aici. Cum stăm cu ponta? Cum stăm cu albinele? Bun. Vedem. Le-am mâncat. Am mâncat siropul mare puțin. Aici la perpelii tot. Da. Hai să vedem. Dăm un pic de fum. Pare mai mult albine. Acum să vedem că scoatem ramele cât albine. Eu știu eu ce o fi. Ia să scoatem și tratamentele. Asta o să le scoatem de tot acum. Nu mai. Le lăsăm. O să introducem altă tură de tratamente suficiente. Și-au făcut treaba. Bun, hai, dacă tot am ajuns în capăt, o să scot de aici prima dată. Up. Ia să vedem ce avem aici. Puiet. Acum întrebarea e cât. Uite și matca. Matca tânără. Da, avem ou. Ia stai să vedem. Da, avem ou. Bun, o să o las aici afară cu tot cu matca tânără. Nu e problema pentru mine asta. Ia să vedem în continuare ce avem. Ia să vedem. Ehe. Ia uitați aici ponta la bărbos. Ia uitați. De aici, de aici, de aici. Oameni buni. Fără... Uite, filmează acolo. Fără polen. Ia uitați aici ponta, dragii mei. Toată rama. Da? Toată rama e pontată. E, doar cu stimulare. Dar unde e stimularea? Unde e siropul? Că nu e sirop în rame, dragii mei. Ehe. Știe bărbosul ce face. Ia să vedem mai departe. Hai să vedem aici ce avem. Opa. Opa. Ehe. Și aici avem ou, larvă și puiet care e bun. Aici la fel. A băgat puțin sirop între albine. Aici ou. E de toate. Așa că m-am o bandă în fundul lăzii. Nu știu cum au ajuns ele acolo, dar au ajuns. E o problemă. Deci până acum avem 3 rame. Cam așa erau și atunci. Problema, diferența este că au început să le ouă compact. Ei, și aici au băgat din sirop. Da. Deci aici găsim siropuri, dar uitați că aici aș curăță pentru ouat. Bun. Bă, sunt în grafic. Da. Mie îmi place cum arată, sincer, la condițiile de aici. Acum, unii poate aveți pretenții la mai mult. Eu nu am la condițiile de aici. Că nu am de ce să am. Știm cum e aici. Eh, că la voi o fi mai bine, binecuvântați sunteți. Vă spun sincer, nu e același lucru și la noi. La noi nu e bine.
Dar nu e secetă, a plouat acum 10 litri pe metru pătrat. Da, astăzi a fost 34 de grade. Deci vă dați seama ce aport. Bun. Mâine alt ceai, altă distracție. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem și să apreciem. E curios așa, să vedem cum se prezintă la pontă. Asta mi-a plăcut. A luat rama aia frumos sus. Hai să vedem ăștia la doi. Aba. Ia-le cu fum. Bun. Mama, ce-a perpelit asta punga. E boss ăsta, după cât îl văd eu. Dă un pic de fum. Asta este știința jocului apiculturii. Wow! Wow, 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 și e ușoară. Asta înseamnă că avem, ia uite, larvar acolo. Ia uite-te tu ce frumos a venit matca aici cu ea. Ia uite-te tu ce face siropul nostru. Minuni! Ia uite-te tu ce frumos e. Așa da, tată. A venit frumos până aici sus. Așa da. Mai venim și noi de acasă. Ia să vedem aici ce avem. Ia uitați aici ce frumos e. Da? Ia uitați cât s-a întins cu ou, cu ponta, cu totul. Ia uitați aici. Ia uitați cât s-a întins. Da? Fără, da? Fără să am polen, dragii mei. Aici e știința jocului. Păi aici dacă aveam polen, mamă, mamă. Ia să vedem, opa, aici băgam în... Ba nu, uite că o luat și aici, vedeți? S-a întins pe a patra ramă. Uitați, e fix ceea ce se pregătea și celălalt. Uite și aici aș curăță, e top, vorba mea. Dacă s-a întins și pe a patra ramă, e un câștig. Păi nu le mai dăm noi? Ba, le dă bărbosul. Face din ei... avioane. Ia să vedem pe asta ce avem. Că asta n-am văzut-o. Uite matca aici. Uite matca. Uite la fel. Frumos. Oh, larvă. Frumos. O să vedeți asta peste o săptămână aici. Peste o săptămână o să vedeți treabă top. Acum am o bandă în fundul la zi. Le iau, le moi din nou și le pun iarăși deasupra. De-aia trebuie să le scot pe toate. Erau câțiva care erau sceptici cu mine, că mor roi ăștia, că nu știu ce, he-he. Dacă eu îi duc la 4 rame cu puiet în luna august, ia spuneți voi. Băi, oameni buni. E foarte ușor să critici când cunoștințele nu există. Da. Nu sunt eu în măsură să vă mai dau sfaturi sau să vă mai învăț. Eu vă arăt ceea ce fac eu. Vă arăt că dă roade. Restul fiecare să facă cum dorește. Îmi aduc aminte de un bătrân care venise un începător și l-a rugat frumos să-l învețe o chestie. Da, în apicultură, despre apicultură este vorba. Și omul s-a străduit o jumătate de zi să explice tânărului lucrul respectiv. Și l-a explicat și acum omul era convins că tânărul a înțeles despre ce este vorba. La urmă, când se plece tânărul, se uită așa la moș și spune: "Da, auzi,
așa cum zic eu, nu-i bine? Moșu stă dezamăgit după o jumătate de zi încercând să-l convingă pe ucenicul lui să uită în ochii lui și a spus o vorbă de aur pe care și-o voi folosi de acum înainte. Măi, șașa e bine, mă. Da. Ca să fie totul bun, mă, e bine, șașa e bine, mă. Șașa e bine. La ce să ții morțiși? Nu, nu mai da, nu mai da fum. Nu mai da fum, că săgeți. La ce să ții morțiși? Să încerci să... Să ce, mă? Să ce? Să atragi adepți, să... Pe bune, adepți, la ce? A stat așa un pic și am analizat situația. Pentru ce? Că doar eu asta fac, fraților. Pe mine... Nu mă zmintește nimeni de la ceea ce fac. Și atunci întrebarea lui... Bă, pe bune? Dă un pic acum de fum. Îmi scot rama. Bun. Da, pe bune? Mă, și așa e bine, mă. Mă, dai o țară cum fac eu, mă. Și dacă crezi că ți-e bine cum fac eu. De ce ai face diferim? Ia uitați aici pontă frumos. Ia uitați pontă. Ia uitați pontă. Ia uitați aici ponta. Așa e bine, așa e bine. Vorba lui Maria, cum o dai, tot bine vine. Vorba era că tot rău vine, dar eu spun că tot rău vine. Ia uitați ponta aici. Ia uitați. E tot pontat. Ia uitați. Bă, Dani, apropie-le că oamenii după aia o să zică că fură în curent. Ia uitați pontă în fundul celulelor. Da? Nu, că după aceea mai găsesc câte unul, doi, zice, aaa, n-a arătat fundul celulei. Zice, nu mai zis căi, dar nu s-a văzut. Hai mă să-ți și arăt. Deci până aici am două rame, da? Cu puiet. Mă, de mi-a urcat la patru rame deja, pe nu-s eu boss, mă. Ai leu, ai leu, ai leu. Ia uite aici, puiet, larvar, wow, tot ce trebuie, albină curată, viabilă. Ia uite aici. Uite, arată-le, măi, tată, arată-le să vadă că e până aici, așa. Da. Deci nu petece, nu. Arată-le, tată, lasă fumul jos. Și arată-le așa ca să nu zică oamenii că, bă, fur curent sau mint sau... Bun. Nu, dragii mei, că n-am niciun interes. Nici măcar unul. Pe bune vă spun. Iar dacă unuia îi se pare că așa cum faci el, este bine, și așa e bine, mă, și cum faci tu. Nu e nimic aici. Ia să vedem aici. Nu e, mă. Uite, asta a pregătit-o de pont aici. Pregătește de pontă, dar nu e pontat. De ce aș spune că e pontat ceva ce nu e pontat? Nu e pontat. Și dacă nu e pontat, nu e pontat. Mi-a rămas la trei rame ăsta. Da? A trei rame. Psi, ce vrei să-i fac? Atât a vrut, atât a vrut. Ei, nu-l duc eu la 4 săptămâna viitoare? Ehe. Ia uitați-vă la mine. Țineți minte care roi e. Îl duc eu la 4. Ia să punem asta aici deasupra. Hai, mai filmăm unul. Hai pe care, tata. Hai că n-avem ce să pierdem. Hai să mergem, hai să mă arătăm. Am arătat ăștia doi, am arătat ăla care să-l arătăm, ăla de acolo. Care, ăsta sau? Bă, hai să arătăm ăla unificatul, ăla din fundul bărgăului de acolo. Da. Unde scapă-l. Hai să vedem ăla ce face. Ăla a fost unificat. Deci ăla a fost unificat. Slăbuț. Ăla este cel mai slăbuț, să zic așa, cel mai amărât. Hai mă să vedem ăla amărâtul ce face. Hai să vedem. Ce face amărâtul? Hai să vedem. Hai vedem amărăștarul ăsta ce face aici. Mai zboară. Mai zboară. Ăsta este cel mai amărât. L-am unificat. Matcă târzie. Ia uite mă la el, văzut că s-a mulțit, mă. Ia uite punga acolo pe el. Ia uite. Mă, zic că s-a mulțit și ăsta, mă.
Ia zi tu, băiatate. Bă, da. Hai să-i luăm punga. Asta i-am dat-o ieri. Dar din cauza asta n-a luat-o? Încă. Încă. Are vreme. Ia să vedem. Are baltă pește. Hai să vedem ce avem aici. Vezi? Vorba lui Nea Elie tot înainte. Câte vreți, fără număr, le-am pus. Ah, are bărbosul de unde. Nu face rabat. Ia mă să vedem ce a făcut ăsta, mă, gheaurul ăsta. Mamă, asta e grea, bă. N-a oat-o. Sau a oat-o, dar e grea. Mamă, asta e grea. Căpăceală. Asta e grea, tata. Aici e numai miere. Nici măcar o celulă nu-i cu... Hai să o dăm deoparte. Ia să vedem ce a făcut aici asta. Bună de extras. E bună de extras, da, vorba ta. Eh, lasă că nu mai extragem noi acum. Și aici o ramă mai rea. Dă cu miere. Au stocul. Au stocul. Ia să vedem puietul ăsta. Opa. Opa. Ia uite aici, băi, tată, bă, ce s-a întins la oat. Ia uite aici. Ia uite aici. Și-a dat, băi, tata. Și ăsta nici măcar nu-i vedea, mă, ții minte? Da. Ia uite la arvarul, dragii mei. Ui, în fundul celului. Uitați la arvarul aici. Și ăsta nici măcar nu-i mai vedea în ponta la ăsta. Am zis la un moment dat, zic că ăsta e gata, că cred că... Cred că îl mai unific odată. Pe bune vă spun. Adică... Ia uite aici, bă. Ia uite aici. Puiet, larvar, oh. Ah. Ah. Hai bă că-l facem bă și pe ăsta, mă. Dar trebuie o ramă goală la ăsta, mă. De unde să pescuez o ramă goală, că n-am rame. Ia duc eu de dincolo ramă goală. O să fac o filmare la el cu o ramă goală. Să nu vă supărați sau să nu credeți că aduc puiet. Nu, nu. Nu aduc puiet, dragii mei. Ăștia-s pe barba lor, cum zic eu. Nu am eu treabă cu ei. Ăștia fix cum îi vedeți, așa vreau să-i scot și la primăvară. V-am zis, cu permisiunea voastră să filmez cum vopsesc roinițele ca să nu se strice iarna, vă dați seama. Plouă pe ele. Și așa. Ia să-i pui punguța înapoi. Nu mai pune medicamente. Pui cuța cu 2 bani. Asta la altă e consumată. Cefolofanul de la Cehoslovacia. Hop, hai. Bă. Cu toate pridgorile, cu toată lipsa de polen. Uite bă că merg înainte. Asta este top. Asta este bucuria în apicultură. Asta îmi dă o încredere nespusă. Știți cum e? Mi-e mai drag să lucrez la unul de ăsta mic și să văd că reușesc să-l iernesc și să-l scot în primăvară decât unul de la mare, pentru că la mare merge din inerție, dragii mei. Alea numai să vrei să-l nenorocești, tu să nenorocește. Dar unul de ăsta, când lucrezi pe el, ai satisfacția, da? Aici se vede satisfacția și profesionalismul, ca să zic așa. Da, ăia mari merg întotdeauna din inerție. Ăia nu prea au nevoie de ajutorul nostru. Da, aia e punctual când intervin ei. Intervii cu tratamente, mai mult cu chestii tehnice. Da, pentru că ăia sunt buni. N-ai ce să. Dar aceștia pe copilași, ăștia pe care îi crești, da, că ăștia sunt de fapt niște copilași pe care noi îi creștem pentru a spera că într-o zi ne vor da o producție ca și această prună pe care vreau să o mănânc acum. Poți să mă duc să... Da. E bună, mă. Dragii mei, dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă, ce să vă zic, îi urmărim de aproape, săptămânal am să pun un film cu ei, da, toată luna august, toată luna septembrie, să vedem ce facem cu ei, îi iernăm, nu iernăm, că ceva trebuie să fac cu ei, dar nu eu i-a arunca, nu? Bun, aștept sugestiile voastre, sfaturile voastre. Și uite aici cu cățelușii. Ne duce să mulgem caprele, că uite, ne cheamă căprițele. Toate acestea fiind spuse, vă dorim o zi frumoasă și
Mai bun este sfârșitul decât începutul unui lucru, toate cele bune.